Îl invităm în scenă pe singurul reprezentant al speciei sale, elev al Colegiului Național Mihai Viteazu, are 17 ani, 2 săptămâni, o zi, oră și 28 de minute, îi plac plimbările lungi pe acoperiș și preferă apusul Asiei Mijlocii față de răsăritul Americii de Nord. Următorul moment de stand-up a fost realizat sub coordonarea atentă a lui Alexandru Ioan Savu. Vă rugăm în aplauzele voastre să-l primiți pe Andrei Roșu! Se află o păsărită. Nu te mișcă. Poate pleacă. Păsărici. Păsărici. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Roșu Andrei. Mă numesc Roșu Andrei. Mă numesc Roșu Andrei. Și mă repet. Îmi place să mă repet. Repet. Mă numesc Andrei Roșu. Op! Am văzut o păsărică. Păsărică, domnișoară, îmi spuneți, vă rog frumos, adresa dumneavoastră? Care adresă? Am. Una dintre ele. Republicii 52. Republicii 52. Gicule! Da. Fișă, fișă! Repede pe Republicii 52, că nu e acasă. Bun. Fugiți! Și haideți să începem. Ieri am plătit cu 25 de lei o tânără de 21 de ani ca să-și frece sânii de mine timp de 2 ore. Mi-a plăcut. Mă mai duc la frizerie. Dus-o acasă, am prezentat-o părinților, iar după câteva ore am dus-o în camera mea. Normal, ca să iară camera. Glumesc. Să facem și noi prostioare, dragoste. În tot acest timp îi spuneam câte de fierbinte. Iar răspunsurile a venit peste mine. Mi-a spus chiar așa: dragule, și te-ai fi fierbinte dacă te-aș lega de calorifer. De ceva zile mă tot amenință, din cauza dependenței de antidepresive. Cel puțin, nu voi mai avea nevoie de ele. Acum, o să vă notez pe toți cei care n-ați văzut la bancul ăsta. Numele meu. Trebuie să aveți răbdare, pentru că sunteți cam mulți, unul 300. Să trecem mai departe. Anul trecut am fost la o petrecere super tare, băutură, muzică, femei. Mă tot urban după o fată super sexy. Iar din așteptare se apropie de mine și îmi spune: uite, vreau să știi că sunt foarte sinceră. Ești foarte drăguț, dar trebuie să ai răbdare dacă vrei să te culci cu mine. În 2 minute mi-am și dat drumul, seama. Mai erau 3 înaintea mea. Bărbaților, dacă voi credeți că locul femeii e în bucătărie, sincer, nu știți ce să faceți cu ele în dormitor. Bărbații au o capacitate de concentrare mult mai mare decât femeia. Pentru că bărbații pot să fie atenți la 2 lucruri deodată și să se mai și prefacă că acele 2 lucruri nu sunt sânii ei.
Femeia, pe jumătate goală, atrage mai mult un bărbat decât dacă ar fi complet dezbrăcată. Pentru că o femeie e ca Game of Thrones. Adică, nu vrei să știi totul de la început și te deranjează dacă îți spun prietenii dinainte cum o să fie. Să trecem mai departe. Nu mă deranjează niciodată când maică-mea îmi lasă mesaje penibile pe Facebook de tipul cine e băiatul mami sau băiatul meu deștept. Pe mine mă deranjează când mi le lasă pe Tinder. Am un prieten care de curând a realizat că e gay. Și e foarte hotărât. A zis că nu o să dea înapoi. Ce? Oricum îl doare în cul. Eu și gașca mea vrem să-l încurajăm. Așa că i-am spus, sigur o să-ți treacă până te măriți. Alt prieten se tot laudă că e atât de bun că o prostituată i-a dat bani lui. Evident că nu era atât de bun, dar într-adevăr i-a dat bani, pentru că așa sunt mamele cu copiilor. Ați fost vreodată în Delta Dunării? Bun. Și ați aflat că e singurul loc din România în care sunt mai mulți pești decât prostituate? Prietena mea se supără mereu pe mine, pentru că atunci când ne uităm la un film, mie îmi place să aplic logică, materia pe care o detestam în clasa 9. Îi spun mereu că mașinile acelea nu au cum să explodeze așa de la o singură ciocnire, sau că arma aceea nu are cum să tragă așa de sub apă, sau că penisul ăla nu are cum să fie așa de mare. Era la cinema și la un moment dat nu puteam fi atent la acel film, pentru că cineva plescăia de se auzea în toată sala. Așa că am rugat-o pe domnișoara de lângă mine să-mi facă sex oral pe mut. Acum, prietena mea sigur e foarte supărată pe mine. Pentru că nu am putut să o aduc aici, dar sunt sigur că ne vom împăca. Pentru că polipi opuși se cam atrag, iar noi suntem opuși. Adică mie nu-mi plac partidele lungi de cumpărături, iar ei nu-i plac partidele scurte de sex. Nu că mi-ar fi spus asta, dar are un obicei foarte prost. Mereu când noi o facem, stă pe Facebook. Odată i-am spus chiar așa, dragă, nu poți să-ți pui și tu telefonul la încărcat? La care răspunsul i-a venit peste mine. Nu, dragule, mai am 2% baterie și mi-ajunge până termin tu. Aparent, îmi spune că termin repede. Cu toate astea, eu am fost Roșu Andrei și m-am terminat cât am putut eu de repede. Vă mulțumesc! Le rugăm să rămâne să-și primească diploma și să-l invităm pe coordonatorul Andrei Ioan Savu, colegul meu pe scenă, să spună 22 de cuvinte maxim. Colegul meu, George Sfert, cu cel mai bun prezent.
prezentator, până acum am avut numai două ediții oricum. Felicitări! Foarte frumos moment. O să vă mai dau o pauză pentru că avem nevoie. După pauză o să vă aștept, avem un spectacol invitat. Surprizele vor veni după pauză, așa că vă rog să mergeți în pauză 10 minute, după care ne revedem din nou aici.